din căsuța de lângă pădure. Ce dimineață frumoasă! Superbă! Cu puțin ceață. Și cu un răsărit foarte frumos. Acesta este micul dejun al lui Sergiu. O adevărată operă de artă, așa cum... Da, și imens. Așa cum a numit-o el. Imens. Imens. Nici nu poate să-l mănânc. Dar el poate să-l bagă deodată în gură. E, nu chiar. Poftă bună! Poate este și micul meu dejun. Două feliuțe de pâinică prăjită. Un ou ușor fiert, un pic cam moale pentru gusturile mele, dar n-am mai avut răbdare. Niște cârnăciori din ăștia, cașcaval afumat și ardei capia și un ceiuț de mușețel. Poftă bună! Așa arată murăturile mele asortate. Foarte bine arată și miros atât de plăcut. Le-am tăiat ieri și le-am lăsat peste noapte. Uitați câtă apă și-am lăsat, câtă zeamă. Am folosit gogonele, morcov, țelină, ardei capia, conopidă, ceapă. Ce am mai pus? O varză roșie și am pus boabe de muștar, boabe de piper, ulei, oțet, sare, zahăr și țelină, nu știu dacă am zis, o rădăcină de țelină și frunzele ei. Arată super bine, le-am gustat ieri crude. Mamă, sper să-mi țină, nu am pus conservant. Da, arată super. Cam așa. Thank you.
Terminat și cu prima tură de murături. Din cantitatea de legume ce am folosit, mi-au ieșit 5 borcane mari de 1 kg și jumătate și unul micuț. Numai puțin, Sara. Arată foarte, foarte bine și deja sunt foarte gustoase. De-abia aștept să treacă o lună de zile să le putem gusta. Acum am pus și am tăiat legumele pentru a doua tură. O să fac o altă rețetă, să vedem un pic care ne place mai mult. Am tăiat tot așa gogonele, ardei, multicolor, conopidă, castravete și morcov. Și mai urmează să pun boabele de piper, de muștar. Cred că mai pun oțet, zahăr, sare și cam atât. Le voi lăsa și acestea până mâine să-și lase sucul propriu. Și mâine le voi pune în borcane. De-abia aștept să le gustăm. Tu? Ce zici? Și tu de-abia aștepți? Da. Bine. Da, da, mami. Tății are un joc și mă lasă un joc. Da. Hai că vin imediat și vedem. Pe mai târziu!
Așa a ieșit mâncărica. Îi așteptăm să mâncăm. Poftă bună! Așa a ieșit și cea de-a doua tură de murături. Arată foarte bine și le-am gustat deja, sunt super delicioase. De-abia așteptăm să treacă și cam o lună de zile ca să putem să le savurăm. Dacă vă interesează cumva rețeta, vă rog frumos să-mi scrieți un comentariu. Delicios!